Fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, amin. Care prin dragostea și îndurarea care și-a noit o parte de noi și în această după masă, ne-a arătat să fim în casa Lui, pentru că psalmistul David în psalmul 124 spune: de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum. Dar pentru că Domnul a fost de partea noastră, a lăsat în inimile noastre dorul după casa Lui, ne-a ajutat să fim în casa Lui, merită să-i lăudăm numele Lui Cel Sfânt, merită să-L glorificăm pe acela care ne-a dat sănătate, care ne-a dat viață, merită să-L glorificăm pe acela care ne-a ajutat ca să fim în casa Lui. De aceea vrem să-I lăudăm numele Lui, vrem să-I mulțumim, vrem să-L glorificăm pe El. În Psalmul 123 spune în versetul 1: la Tine îmi ridic ochii, la Tine care locuiești în ceruri. Haideți să ne ridicăm privirea, ochii noștri spre Domnul, spre Mântuitorul nostru, spre acela care locuiește în ceruri, și vrem ca la El să înălțăm rugăciunile noastre, mulțumirile noastre. Și în versetul 3, în prima parte, spune: ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi. Domnul să aibă milă de noi, să se îndure de noi, El să ne curățească, El să ne ierte, El să ne spere, și ajutorul nostru să fie numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul, și Domnul să fie acela care să ne dea înțelepciune, să ne dea pricepere, să înțelegem cuvântul Lui, să înțelegem voia Lui, și să rugăm pe Domnul să ne ajute să putem să-I slujim Lui, să putem să-I facem voia Lui. Cei ce se încred în Domnul, spune, sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Haideți ca să ne încredem în Domnul și să fim ca muntele Sionului, să stăm neclintiți când vin valuri, vin furtuni, vin probleme, să stăm neclintiți pe calea Domnului, și Domnul să ne ajute la lucrul acesta, să rămânem neclintiți pe calea Lui, și să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să putem să rămânem lângă El, să rămânem slujitori ai Lui și să-I facem voia Lui. Pentru că, așa cum am spus și spunea versetul din Psalmul 124, pentru că Domnul a fost de partea noastră, merită să-I mulțumim și merită să ne rugăm pentru cei ce n-au putut să vină. Poate mulți ar fi dorit să ajungă într-o casă de rugăciune, dar poate au ajuns în altă parte. Mulți poate pe un pat de spital sau la casele lor bolnavi. Vrem să ne rugăm și pentru ei, pentru cei bolnavi, pentru cei în suferință, să ne rugăm ca Domnul să vindece, Domnul să asculte rugăciunile noastre, și tot ceea ce vom cere, să-I spunem ca voia Lui să se facă în toate lucrurile, voia Domnului să fie aceea care, dacă are milă de cei bolnavi, El să se îndure, El să asculte cererile noastre. Psalmistul David în Psalmul 20 spune: să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacov. Haideți ca să ne asculte Domnul în această zi. Poate mulți suntem într-o zi de necaz, poate mulți sunt în necaz, în suferință, trec prin probleme, prin greutăți, dar Domnul să fie acela care să se îndure de fiecare. Fiecare avem probleme, fiecare avem o cauză, avem o cerere înaintea Domnului. Poate suntem bolnavi, poate suntem bolnavi trupește sau suntem bolnavi spiritual. Domnul să ne vindece această boală, pentru că este de multe ori boala aceasta spirituală este gravă în viețile noastre și ne poate de multe ori ne tulbură inima, mintea noastră. Dar Domnul să se îndure de noi, Domnul să se îndure de noi și să ne binecuvinteze El prin puterea Duhului Lui Cel Sfânt, să ne facă să înțelegem voia Lui, să înțelegem cuvântul Lui. Vă invit să vă ridicați în picioare și vrem să ne rugăm pentru cei bolnavi în rugăciunea aceasta, vrem să ne rugăm pentru cei în suferință, dacă sunt cauze, sunt frați, surori care poate au spus să ne rugăm pentru ei, poate cunoaștem frați care sunt pe un pat de spital sau la casele lor bolnavi, Domnul să fie acela care să asculte cererile celui ce strigă către El. Și noi care suntem în această după masă, în locul acesta, suntem sănătoși, am putut să pășim pragul casei sale, vrem să ne rugăm pentru ei, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos ne învață să ne rugăm pentru toți oamenii și vrem să facem lucrul acesta. Dacă sunt cauze, se pot aduce înaintea Domnului și Domnul să fie acela care să lucreze. Amin.